Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod cu echipa de fotbal a youtuberilor din România. Începe partida împotriva lui Marius, va fi un meci greu deoarece Marius se află pe locul 3 în campionat, la 2 puncte spatele nostru, vine într-adevăr după 2 frângeri, dar haideți să vedem ce se va întâmpla. Partida începe, avem aici bonusul, mergem pe un bonus de atac din startul partidei și haideți să vedem Regent. E păcat că l-avem accentat pe Ilie. E Rafael? Ah, Doamne, Dumnezeule. E păcat că l-avem accentat pe Ilie. Trebuie o viță să facă totul. Fără el, oricum e greu fără Ilie. Fără Ilie e foarte greu, nu vom reuși să ajungem la... Nu știu dacă vom reuși să ajungem așa ușor la poartă și să finalizăm, mai important. Lectura de la Lazel nu este un jucător fenomenal, dar vom vedea ce se va întâmpla. Este minutul 8 al partidei, jucăm în deplasare, în momentan noi suntem cei care punem presiune la poarta adversă. Noi suntem cei care punem presiune la poarta adversă. Haide să vedem acțiuni. Totuși trebuie să schimb și eu câte ceva la tactică ofensivă. Forțăm și contraatacul, stil de pressing avansat. Gata, cam așa trebuie să jucăm. Avem nevoie de victorie. Adversarul nostru, Marius, nu este într-o formă foarte bună. Vine după 2 înfrângeri, ceea ce ne poate ajuta pe noi să câștigăm și să dăm cu adversarul de pământ. Să vedem acum o fază pe Tolia. Atunci e frumos, dar recuperă bine. Lectura. Pisicuța, din nou lectura. Regen, întoarce pentru Codrinelu. Codrinelu, pisicuța, ce frumos combinăm aici. Haideți să vedem. Hai lectura. Hai, pasează cu o viță. Ce pasă slabă. Ce pasă slabă îmi dă. Nota 6,5. Cel mai slab de pe teren până acum lecturatul. Cel mai slab de pe teren. Regent. Hai mai lecturatule. Am nevoie de gol, am nevoie de ratări. Bun. Putem contraataca aici, dar iese portarul, da. Doamne, cum se joacă? Să încercăm să păstrăm mingea puțin mai mult, cu pase scurte și să ne creăm șanse felul acesta. S-ar putea să dea rezultate, Regent, 1-0! 1-0! Marchează Regent cu un șut superb, marchează Regent, avem 1-0. Să vedem acum dacă Marius mai poate face ceva. Shelly avansează pe partea dreaptă, pasă pentru Regent încă o dată, Regent poate ajutează, dar în blocaj. Oh, nu e bine. Ce noroc aveam la faza asta. Cum scăpăm? Scăpăm cu fața curată. Doamne, ocazie mare de gol pentru Marius. Ia să vedem ce zice asistentul. Strategia noastră de pas eu de rezultate. Deci, poate că ar trebui să ne concentrăm atacurile numai pe un singur flanc. Nu vreau atacuri pe un singur flanc. Lectura. Încearcă pasă pentru o viță, dar o greșește. Din păcate pentru că ne greșește. În continuare, el este cel mai slab de pe teren, dar nu-i nimic, este minutul 36, mai are timp să revină, dacă nu, oricum la pauză voi face o modificare. Și Tequila 6,4, nici nu este într-o formă foarte bună, încercăm acum recuperarea, dar adversarul nostru pleacă pe contraatac, până la urmă Aibing recuperează o viță. E Rafael, lectura, poate centra, să vedem dacă o va face, vine o centrare pentru o viță și e 2-0, ce frumos, ei da. Aici lectura dă o pasă bună și nu-l voi mai schimba la pauză. Bine, băi băiatule, avem 2-0. Iată, din nou putem pleca pe contraatac. Nu este offside, la o viță, dar o viță. Se descurcă, da, haide. 3-0. Bine, băi, o viță, bravo, băi. Ce final de primă repriză avem. În momentul 38 și 44 reușim să marcăm 2 goluri. Asta este foarte, foarte bine pentru noi. Oh, Doamne, cât de bine, 6,9 nota lectura, o viță 7,6, cred că o să-i mai crească lui o viță nota, cred că o să-i mai crească, Regent, o viță, și, da, Regent, o viță și o viță, 2 goluri, iată că momentan ne aduc acest avantaj de 3 goluri pe tabelă, adversarul nu știu dacă mai are ce face, cum spuneam, este pe locul 3, totuși m-a așteptat să fie o partidă mult mai echilibrată, dar el pur și simplu a avut doar un singur șut spre poartă, niciunul pe poartă, aia e problema adversarului momentan. O viță, iată și lectura marchează, se face 4-0, spectacol în iarbă, facem, asta este bine. Lectura, Regendo, e Rafael pentru lectura,
Haide să vedem ce face, toarce mingea pentru Rafael. Rafael Bară! Doamne, Dumnezeule! Cum era să marcăm? Cum era să marcheze dintr-un astfel de șut? Păcat! Avem un procentaj mic de pase completate. Ce-ar fi să încercăm niște mingi lungi? Ce-ar fi să nu încercăm niște mingi lungi? Merto pe posesie. Oh! Lovitură liberă! Ai lectura, dă pe lângă! Un gol acum pentru Marius, l-ar cam băga în meci. Serios. L-ar cam băga în meci un gol acum. Minutul 62 în aceste momente. O viteară în cartonaș galben. Cred că o să fac niște schimbări. Iată, Rafael vede și el cartonașul galben. Să vedem această lovitură liberă pe lângă poartă. Nu, nu spune. A luat roșu. Rafael ia roșu. De ce faci lucruri de genul, Rafaele? Vezi și vreau să-l schimb. Chiar mă gândeam să-l schimb. Dar ce să mai schimbi acum? Ce să mai schimbi acum? Oh, și-a revenit Ilie. Ia, haide să-l băgăm, nu-l băgăm pe Ilie în locul lui Oviță. Of, Doamne, facem astea două modificări. Rafael s-a dus. Nu. Nu e bine. Nu e bine. Ilie intră în locul lui Lectura și de Link intră în locul lui Oviță. Schimbăm atacul. Nu reușește să transformăm balonul de la atacanții noștri și majoritatea mingilor noastre lungi, dar tot așa. Poate că ar trebui să ne concentrăm pe pase scurte. Nu vreau asta. Deci am zis că nu, deci baloanele nu ajung la atacanții noștri și majoritatea mingilor noastre lungi ajung să fie interceptate. Nu mi s-a părut a fi asta, plus că avem 4-0, adică ce să mai schimbăm? Jocul merge bine, așa cum e el, chiar dacă avem un om în minus. Recuperăm aici și... Hai, nu! Nu! Nu, haide! L-a luat la viteză pe Ilie. Nu mă așteptam să le ia la viteză, sincer, nu mă așteptam. Mai sunt 10 minute până la final, avem 4-0. Jucăm bine, avem un om în minus. The Link 7,3. Aș vrea să merg pe atac. Poate mai dăm un gol, cine știe. Cine știe. Poate mai dăm un gol. Hai, Shelly, concentrare bună. Dar nu reușim. Chiar nu reușim. Din păcate, asta este. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Ilie The Link 7,969. Mai chide că 6-9 a fost imperial. De ce 6-9? Deci nu înțeleg de ce doar atât. Nu știu. Asta e decizia conducerii, să zic. Așa nu mai este din sfârșitul meciului. Câștigă cu 4-0. 4-0. Doamne. Asta e foarte bine. Asta chiar e foarte bine. Din păcate n-am avut niciun suporter alături de noi. Am fost doar eu prezent la această partidă. Se mai întâmplă și asta. Trebuie să avem grijă. Rafael a luat roșu. Dar o să schimbăm noi câte ceva. Vreau să vă arăt cum stăm acum în clasament. Sunt pe prima poziție. YouTuberii din România sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc în campionat. Oare vom reuși să luăm cel de-al doilea titlu consecutiv? Rămâne de văzut. Avem 10 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri, 24 de goluri marcate, 10 primite. Avem cea mai bună apărare. Da. Avem cea mai bună apărare, nu avem cel mai bun atac de această dată, dar avem cea mai bună apărare în Champions League. Vom juca cu Real Madrid. Va mai dura o perioadă până vom juca. Oh, mâine, la ora 8 și 18 minute, cu Real Madrid în UEFA Champions League. Haha, ce partidă grea, bă, fu. Va fi o partidă foarte, foarte grea. Hai să vedem totuși avanpremiera acestei partide. Raportul meciului, mă scuzați. Ce dominare, bravo, avem nevoie de un bonus de condiție mai bun, am cam dormit pe teren azi, comportamentul inadecvat al lui Rafael a adus un cartonaj roșu, Oviță a avut o pasă de gol, valorile astea sunt, n-am avut suport din păcate să le trimitem mulțumiri, se mai întâmplă și asta, se mai întâmplă, dar asta este, aia să dăm, nu merge să dau X în aceste momente, nu înțeleg de ce. Nu merge, dar o rezolvăm noi. Vreau să văd în următoarea partidă din campionat. Tot oricum trebuie să ne gândim și cu cine vom juca pe teren, deoarece va veni și partida de UEFA Champions League, iar băieții noștri vor fi extrem de obosiți. Vor fi extrem de obosiți și... Nu-mi doresc asta. Asistentul nostru
Tratament. Stai puțin să luăm astea de tratament. Cadourile zilnice. Avanpremiera cu Garden City. Suntem favoriți. Suntem favoriți. La apărare stăm mult, mult mai bine. La mijloc stăm mai bine. La ofensivă nu stăm mai bine noi momentan. El stă mai bine decât noi, dar eu zic că îl vom învinge. N-am înțeles la ofensivă de ce nu stăm noi mai bine. De ce nu pot să-mi dau seama de ce nu stăm noi mai bine la ofensivă? Ovidiu Pătrașcu. Ia uite. Oh, Ilie are roșu. Vai de capul meu. Dar cum are roșu, mă, Ilie? Că n-a luat nici cartonaș galben. Serios. Cum are Ilie roșu? Adică, ceea ce se întâmplă acum e destul de ciudat. În fine, o să vedem. E Garden City. Pe ce loc se află? Pe ce loc te-ai aflat? Au, pe locul 13. O să încerc să joc cu rezervele aici. Pentru că trei să ne odihnim pentru partida de UEFA Champions League ce va avea loc imediat după. Asta e urât când spune două partide în aceeași zi. Dar n-ai, chiar n-ai ce să faci. N-ai ce să faci când spune astfel de partide. În cupă nu știu dacă mai suntem. Da, în cupă nu mai suntem. Iată, am fost eliminați de mult, cred. Dacă nu mă înșel, am fost eliminați la început. Da, aici am apucat cu o echipă foarte bună. Am apucat cu o echipă bună, mult mai bună decât noi. Se mai întâmplă. N-ai ce să faci, dar e bine că noi facem Champions League, suntem forță, noi facem Champions League. YouTuberii din România joacă foarte bine. Pe 26 și pe 28 va fi returul. Doamne Dumnezeule. Asta este. Vom vedea. Vom vedea. Nu trebuie să pierdem, mai important. Nu trebuie să pierdem. Pentru că dacă vom pierde, va fi foarte greu să revenim. Eu am fost X-Breaker, dragilor. Echipa de fotbal a YouTuberilor din România este pe prima poziție și va juca în UEFA Champions League. Următorul episod va fi atunci în UEFA Champions League. O zi bună în continuare. Ceau, pa!